A apărut cea care se intitulează a fi a patra victimă a preotului Visarion Alexa. Femeia îi dă lovitura fatală pentru cel ce se considera a fi omul bisericii, aflat acum sub control judiciar. Femeia nu mai susține că ar fi terorizată de mai bine de 2 ani. Noi avem informații de ultim moment și despre preotul vedetelor. Totodată, cine sunt artiștii care au colaborat cu cel care nu mai are voie acum să pună piciorul în biserică, unde sluja până nu demult. Aflăm toate detaliile așadar, chiar în aceste momente, de la colega mea, Violeta Miron. Te ascultăm, Violeta. Bun găsit, Madalina. Iată că de câteva zile cazul părintelui Visarion Alexa ține primele pagini ale tabloidelor. Părintele a fost acuzat de o femeie de hărțuire sexuală chiar la spovedanie, însă după ce au apărut mai multe mesaje care ar fi fost schimbate între cei doi, iată că în mediul online au mai fost găsite și alte victime, ca să spunem așa, pentru că o femeie angajată a unei librării din capitală încă din luna august avea o postare în care făcuse niște remarci nu tocmai bune la adresa părintelui Visarion Alexa. Citez: precizez că nu eu am făcut plângerea de agresiune sexuală împotriva părintelui Visarion Alexa și în postările mele este vorba de hărțuire psihologică. Pentru că nu vreau să fac tot ce vrea dumnealui în legătură cu un băiat de 2 ani și jumătate, părintele Visarion Alexa îmi pune șefii, colegii și clienții de la librăria din București să se bage în viața mea personală, să mă jignească. Bineînțeles că mesajul este mult mai lung, însă la acest mesaj postat de femeia respectivă au apărut mai multe mesaje, printre care și alte femei care se plângeau totuși de părintele Visarion Alexa. Acesta a fost suspendat din funcție pe perioada controlului judiciar, pe perioada celor 60 de zile. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cazul părintelui Visarion Alexa, dar aș vrea să vă spun că vorbim despre un părinte mult iubit de oameni, pentru că printre cei care obișnuiau să meargă la părintele Visarion Alexa se numără și Andreea Marin, dar și multe alte vedete care au vorbit tot timpul frumos despre el și care și-au găsit acolo o alinare în casa Domnului. Mulțumesc foarte mult!